Asta e râul Burlui. Dar aia e râul Criveliului. Noi spunem Valea Mare. Apele au fost stricate, dar aș făcut satul lângă apă. Când s-a făcut mina Borului, apele s-a stricat. Și noi acum satul a rămas între apele astea imoase și pline de toxicuri în tot felul. Râul Bor străbate satul Slatina prin mijloc. Apele sale murdare otrăvesc tot ce întâlnesc. Miodrag Jivković, unul dintre cei aproximativ 900 de locuitori de aici, ne arată imaginile apocaliptice lăsate în urmă de râul poluat, de scurgerile de la exploatarea minieră și de la combinatul de prelucrare a cuprului din Bor, aflate acum în proprietatea companiei chineze Zijin. Avem probleme și cu fumul. Că e aerul plinge toxicul. Am avut și data întâi, dar acum de când a venit chinezii și mai mult. Poluarea nu este singura problemă cu care se confruntă românii din Timocul sârbesc. Proprietățile lor sunt luate abuziv de statul sârb pentru a fi date exploatării miniere controlate de chinezi, spune Ivița Teodorovici, un alt român din satul Slatina. Pe terenul lui, compania Zijin ridică acum un baraj. De 2 ani și jumătate se judecă la tribunal pentru a primi despăgubiri. În partea aia am avut pământ, am avut liviez, locuri, pădure, care ne-a luat-o statul și a dat-o la o companie străină, la o companie chinezească. Ne-a zis că e interesul să vină companii din străinătate, că aia e progresul lui Serbia. Și a dat aurul și cupru. Numai ne-a dat și pe noi. Și viața noastră ne-a dat în mâinii lui Chineș. 30 de kilometri mai departe, Dragoslav Nicolici se uită disperat cum proprietatea lui este înghițită de exploatarea minieră. Cariera s-a extins de la o zi la alta și a ajuns până aproape de casa lui. Tasă și vizezi din urma mea, noua flotație și mult ce și s-a lucrat, i-a făcut asta de, poate că de 2 ani de zile. Distanța de la locul ăsta unde suntem acum, până la mine e poate că 250 de metri. Dragoslav Nicolici este viceprimarul localității Criveli și își face griji nu doar pentru el, ci pentru toți cei aproximativ 600 de locuitori care mai sunt aici. Localitatea este înconjurată de 4 cariere miniere, iar curând trebuie strămutată, spune viceprimarul. Oamenii trebuie să pleacă imediat. Nu știu unde să se duc. Și să așteaptă să se ducă un plan special care o să facă propoziții cât o să fie prețul de pământ, cât o să fie de căș și unde e locația nouă, unde trebuie satul să se muge. Și dacă gospodăriile n-ar fi îngropate de haldele de steril, locuitorii ar muri cu zile, otrăviți de apa, solul și aerul toxic de la mină, ne explică dr. Vesna Stankovici, specialist în medicină generală, medic la Policlinica din Bor. S-a născut în Criveli și toți locuitorii de aici sunt pacienții ei. Ljudi su veoma bolesni, znači broj obolelih raste iz godine u godinu, naročito kad je kineska kompanija došla, zato što su intenzivirani radovi i samim tim je zagađenost još veća. Znači u selu, kao što vidite, koje je baš pored rudnika, ljudi se razboljevaju i skoro u svakoj drugoj, trećoj godini imamo po nekog da je bolestan ili da je umro od karcinoma ili se trenutno leči, imamo i ljude koji su izlečeni. Znači, ne postoji nikakva zvanična statistika, ali je mesto malo, ima oko 1000 stanovnika, svi se međusobno znamo, tako da je to eto, poznata stvar ovde. În total, aproximativ 7.000 de persoane, majoritatea români, din 7 localități din zona Bor, sunt afectate de exploatarea minieră de cupru și de combinatul de prelucrare a cuprului din zona Bor. Pericolul trece însă granițele Serbiei, pe Dunăre, arată expertizele făcute de specialiștii Institutului de Cercetare Minieră din Bor. Iar strigătul de ajutor al locuitorilor din Timocul sârbesc a fost transmis și la Bruxelles, a rămas însă fără răspuns. It is some estimation that in Bor surrounding area there is more than 2 billion of tons of different kinds of the mining wastes. So this is huge quantity. And this is actually something which caused this pollution.
And we had in our project quarterly a newsletter which was sent to the all authorities, from the local authorities to the national authorities. Și de la cancelarea lui domnul Varhelie am primit un răspuns că ei fac un monitoring legat de toate obligațiile pe care Serbia la ora actuală le-a luat în procesul ăsta de preaderare a Uniunii Europeană și că multe lucruri ei cunosc și ne mulțumesc că le-am trimis niște date noi și atât. În regiunea Bor se află una dintre cele mai importante rezerve de cupru din Serbia și din lume. Exploatarea minieră de aici este cea mai mare din Europa. În 2018, mina de cupru și combinatul de prelucrare a cuprului au fost cumpărate de compania chineză Zijin. Chinezii au plătit statului sârb peste 1,5 miliarde de dolari și s-au angajat la investiții de alte sute de milioane de euro în extinderea minelor din Serbia. Directorul Departamentului pentru Protecția Mediului la Zijin Bor a explicat jurnaliștilor TVR că Zijin respectă normele de protecție a mediului și legislația sârbă.然后这个粉尘的问题也是非常的严重。哦哦，那就讲那个嘛，我们现在目前进来已经投资了1.8亿的这个美元的这个环保这个资金，就是我们现在就是说，绿化，这个就是说，我们现在的目标是要建设，环境友好型的绿色矿山，对，就是我们资金进来的第一天开始。 就开始治理于解决这些环境的这个问题，关于水的这一块，我们就是说，现在建立了这个水的这个回抽水用收集系统，把所有的这个矿山的这个废水全部都回用到我们的这个选矿场进行这个回用，不进行外排。 Numai în 2022, Zijin a vărsat în bugetul local al Bor aproximativ 30 de milioane de euro, spune Dragan Marcovici. Este consilier local din partea Narodna Stranka, unul dintre principalele partide de opoziție din Serbia. Așa că, pentru autoritățile sârbe, nemulțumirile localnicilor sunt subiecte închise. Primarul spune toate frumos orașul Bor și sacile ar să fie mai frumoase pe pământ. Primariul din buget 10 milioane dă pentru de încălzit la oraș. Pentru problemele nu se investește. Finanțele, banii nu se dau pentru problemele, numai să se fure. Mult se fură. Se pitulă tot. Firma Zijin, când a venit, nu e transparent. Ei a venit cu vorba între ei și președintele Vučić. Noi nu știm nicio scrisoare cum a venit aici, cât ar să fie la Bor, dar știm că zona Timocului ar să fie fără de lume, fără de oameni, fără de natură, dar să fie tot otrăvit și pământul și apele tot. În plus, chinezii asigură peste 5.000 de locuri de muncă la mină pentru localnici, iar unii dintre locuitori se mulțumesc cu banii pe care compania li-i oferă pentru terenuri. Dalibor Stankovic este inginer informatician. Nu a găsit de lucru în acest domeniu, așa că s-a angajat la mină șofer pe excavator. Câștigă aproximativ 800 de euro lunar. În schimbul acestor bani, Dalibor își distruge casa și satul. A mină vece tunat peste mulce căși în satul ăsta. A mea casă vece odată a fost mutată pentru mină și acum o să fie de două ori mutată. Multe lume de la satul nostru Criveliu lucră la asta mină și la minile în satul nostru, că n-au altă și să lucre, să aibă și să mănânce. Echipa TVR a solicitat un punct de vedere ambasadorului României în Serbia referitor la poziția țării noastre față de problemele cu care se confruntă românii din Timocul sârbesc, dar și legat de poluarea Dunării de către exploatarea minieră din Serbia. Într-un răspuns scris, ambasadorul a îndrumat reporterii către Ministerul Afacerilor Externe din România. Până acum, nici MAE nu a oferit vreun răspuns la solicitarea TVR.